Bună tuturor celor din Zodia Berbec sau care aveți Ascendentul sau Luna Zodia Berbec și bine v-am regăsit la o nouă citire unde vom vedea ce se va petrece în anul 2024 și vom începe cu un card de timp, da, cu un element de timp, să vedem ce uh, perioadă este importantă. Au căzut trei, dar este mai bine să vină mai multe mesaje. Avem o dată faptul că în anul 2024 ceva se apropie de un sfârșit. Pot fi anumite evenimente care se vor întâmpla în 9 zile sau în 9 săptămâni începând cu anul 2024. Da? Mai avem faptul că aveți de face cu un alt berbec sau poate fi perioada voastră, da, între 21 martie până pe 20 aprilie, o lună în care veți avea parte de tot felul de evenimente împlinite sau pot fi evenimente, da, care pot dura o lună sau o săptămână și mai avem o zi de vineri. Finalizați ceva, doar lăsați să vină sau să treacă aceste lucruri. Deci, cu siguranță, pentru voi va fi un an al încheierii, va fi un an în care veți rezolva foarte, foarte multe lucruri. Dar vom vedea, vom vedea mai multe aspecte imediat. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, <coughs> să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc în tot sufletul. Dacă vă întrebați de ce fac așa, de ce scot mai multe cărți, pentru că vom analiza anul 2024 pe perioade, adică vom vedea ce se va întâmpla în prima jumătate a anului și ce se va întâmpla în a doua jumătate a anului, ce evenimente greoaie puteți întâmpina în anul 2024 și ce evenimente plăcute, surprize sau situații puteți întâmpina. Și vom începe cu energia primei jumătăți de an, unde avem un șase de spade, cel mai probabil unii dintre voi veți călători. Alții dintre voi în prima jumătate a anului, până luna iunie da, inclusiv, Vă faceți planuri de viitor, vreți o schimbare, vreți să aduceți ceva în viața voastră, parcă vă lăsați așa conduși de anumite trăiri, de anumite situații. Și aici mi-apare și faptul că veți avea parte de o familie fericită. Cel mai probabil veți lucra foarte mult fie la un proiect personal, fie vine pe lume un copil, fie vă găsiți jumătatea vieții voastre, în prima jumătate a anului. Puteți să vă mutați în casă nouă, puteți să vă faceți planuri pentru o casă sau să vă iasă actele, documentele necesare pentru a începe un proiect sau o casă, o firmă, poate în anumite situații. Da? Pentru că deschideți ceva, o ușă, și va fi și o perioadă în care voi veți avea de făcut foarte multe alegeri, dar aveți deschidere, aveți susținere și. Apar multe clarificări în prima jumătate a anului. În a doua jumătate, vă simțiți un pic înfrânți, obosiți, trădați sau neîmpliniți din anumite puncte de vedere. Vă văd un pic la pământ, dar este vorba de un final. Clar, voi încheiați ceva în anul 2024, scăpați și de singurătate. Aici este vorba de faptul că în sfârșit, după o lungă perioadă de suferință, de singurătate, de neputință, de amăgire, voi alegeți să puneți punct, chiar dacă vă doare, spuneți că în această energie nu mai puteți sta. Poate stați de foarte mult timp după cineva, să vă doriți de foarte mult timp împăcarea cu o anumită persoană dar aceste lucruri nu vor mai fi posibile pentru că ajungeți la saturație iar în a doua jumătate a anului, cu siguranță, o să vă gândiți mult mai mult la a vă da vouă o șansă reală și să știți că, dacă vorbim de dragoste, chiar o să iasă o persoană foarte interesantă în calea voastră în momentul în care vă eliberați de uh, greutate emoțională pe care o aveți. Pe de altă parte, dacă vorbim de locuri de muncă, proiecte personale, examene, situații în care vă implicați, acolo simțiți foarte multă dezamăgire, singurătate și faptul că nu simțiți susținerea din partea oamenilor din jur și veți alege să vă retrageți, iar lucrul acesta din nou o să vă aducă un mare, mare noroc. În dragoste, în prima jumătate a anului, văd stagnare, orică sunteți în așteptarea unei persoane să revină în viața voastră, fie că este o relație pusă pe pauză, sunteți singuri, meditați, analizați situația amoroasă în care vă aflați, pentru că, într-adevăr, îmi apare foarte multă nemulțumire, plictiseală, șansa care nu mai vine către voi, dar uh, văd și căsătorii care trec prin niște încercări, uh, relații de lungă durată, unde veți aduce probabil un pic de pasiune, pentru că văd și niște drumuri, niște schimbări pozitive dar, per general, aveți uh, o perioadă de încercări din punctul acesta de vedere și nu aș exclude faptul că veți cere niște îndrumări, sfaturi, ori mergeți la biserică, ori apelați la niște terapii care să vă ajute să aveți parte de armonie din punct de vedere amoros. Puteți avea de face și cu semne de pământ, Taur Fecioară Capricorn, cu Zodia Pești, cu, cu semne de aer, gemen, în balanță vărsător, dar dragoste cu siguranță veți avea și este o dragoste explozivă. Este o dragoste uh, pe care o veți ține minte mult timp de acum încolo, pentru că vă este menită, vă este scrisă, se vede, e scrisă și văd multe mesaje de dragoste, multă împlinire din punctul acesta de vedere. În a doua parte a anului se vede clar siguranța, stabilitatea sau faptul că dați peste o persoană foarte asumată. Numai că aici mi apar niște situații încălcite într-adevăr, că apare uh, incertitudinea, infidelitatea, minciuni, frământări, uh, frici. Dacă mă mai iubește, dacă nu mă mai iubește, oare se mai gândește la mine, oare nu se mai gândește, oare mă vrea înapoi sau nu mă vrea, sunt foarte multe frici vis-a-vis -vis de evoluția situației în sine. Poate apărea un copil la unul dintre voi, mi-apare o fetiță foarte clar, sau poate o aveți deja și încercați să vă reparați lucrurile în relație. Pot fi căsătorii în a doua parte a anului, pot fi divorțuri în a doua parte a anului, pentru că de ce vă este frică? Nu veți scăpa din punct de vedere amoros, dar cu siguranță o să aducă ceva mult mai bun în viața voastră, indiferent de frica pe care o aveți, pentru că văd surprize plăcute, cereri în căsătorie, v-am zis chiar și uh, ruperea de anumite relații în care nu vă mai regăsiți, le finalizați, le încheiați pentru totdeauna. În prima jumătate a anului pe, plan, pe planul profesional văd foarte multă stabilitate un loc de muncă stabil o înțelegere cu oamenii din jur cu oamenii cu care lucrați e foarte posibil să aveți și o activitate independentă apare și un nou început ori vă vine o idee ingenioasă ori începeți ceva pe cont propriu ori simțiți că aici vă este locul și aveți tot ceea ce vă doriți din punct de vedere profesional pentru că pare soarele, deci cu siguranță aveți realizări, indiferent de activitatea pe care o aveți, vor fi multe întâlniri, contracte, colaborări și foarte activ vă văd și pe partea aceasta independentă, dacă vreți să vă începeți un business, dacă începeți un proiect, sunteți foarte avantajați în prima jumătate a anului ori ca în a doua jumătate, să fiți un pic mai nechipzuiți din punctul acesta de vedere, se pare că na, treceți prin niște încercări, dar norocul vi se schimbă dintr-o dată. Poate acelora dintre voi care în prima jumătate, cărora în prima jumătate anului nu le merge excelent sau rămân în aceeași situație mm, confuză, să spunem, a doua jumătate a anului vine cu noroc și vă scapă de... Aici mi-apare și un șomaj sau o situație în care nu vă găsiți de muncă și parcă norocul vi se schimbă dintr-o dată. Probabil mai mult către octombrie m-aș îndrepta cu gândul. Poate veți studia ceva nou, poate vă veți ocupa de ceea ce ați studiat foarte mult timp sau mergeți pe îndrumarea cuiva iar lucrul acesta vă aduce succes pe, pe muncă. Financiar în prima jumătate a anului, lucrurile merg lent, aveți o stabilitate, aveți o siguranță, aveți un venit. Cred că o să vă zbateți foarte mult pentru un promut, pentru un cadou financiar, pentru un sprijin sau căutați oportunitățile financiare care să vă aducă câștiguri suplimentare. Aici poate fi vorba chiar și de o mutare. Poate faceți un promut pentru o casă, pentru o firmă, pentru un proiect, unii dintre voi, dar să știți că va fi cu noroc. Mai mult aș vedea undeva în primăvară, după jumătatea lunii martie până, până prin iunie. Aici aveți reușita foarte mare pe bani, pe împrumut sau pe un ajutor substanțial care poate veni pe partea aceasta. În a doua jumătate, văd acte, documente pe partea financiară. Aici sunteți un pic stresați, cred că ajungeți. Într-un punct în care o anumită persoană foarte, fluent, foarte influentă, pardon, din punct de vedere financiar, cu un statut, cu o stabilitate, întâmplă o teamă, o frică. Iar voi parcă dezbateți această situație E o situație mai veche care revine din punct de vedere financiar. Ori este vorba de o plată, ori este vorba de o moștenire, ori este vorba de o persoană care apare pe noi pusă masă, iar acea persoană va a creat niște pagube financiare în trecut. Va fi multă forfătă pe partea aceasta, căutând variante și posibilități să vă descurcați și parcă vă duceți tot timpul în trecut în, în Adâncimea, în profunzimea lucrurilor, ca să aveți parte de această abilitate. Iar pe alții dintre voi mai în vârstă vă văd făcând acte pentru pensionare. Pe sănătate, în prima jumătate a anului, văd gânditori. Aveți o energie bună în prima jumătate a anului, chiar mai sensibil față de, decât de obicei, într-adevăr, dar grija este pentru o anumită persoană din preajma voastră, nu este sănătatea voastră, aflați vești legate de boala cuiva, pierderea cuiva, e o persoană care, la care vă așteptați să se întâmple anumite lucruri, dar nu vă afectează pe voi, iar în a doua jumătate urmați un tratament, faceți terapie, Uh, sau uh, faceți niște cursuri pe partea asta a medicinii. Da, pentru că vă văd student. Sau uh, mergeți la o clinică pentru, pentru, a vă trata o problemă dermatologică. Poate unii dintre voi să căutați o variantă, un tratament. Provocările pentru prima jumătate a anului sau problemele pe care le puteți întâmpina au legătură cu singurătatea sau cu o fecioară. Analizați foarte mult lucrurile care se întâmplă în viața voastră. Vă simțiți abandonați? Există și o depresie, o frică, anxietate, nopți nedormite. Există aici o oarecare o problemă pe care o întâmpinați la nivel mental. Vă este teamă să depășiți niște greutăți, să mergeți mai departe, vă este teamă să aveți încredere în oameni. Iar în a doua jumătate vă văd un pic că țineți mult cu voi sau pentru voi, nu vă mai deschideți, nu vă mai arătați slăbiciunile, nevoile, amabilitatea, pentru că ați avut de pierdut. Cred că astea sunt, sau astea vor fi problemele pentru anul 2024. Vă veți gândi mult mai mult la ceea ce vreți să clădiți de acum încolo, pentru că ați avut multe probleme, sau veți avea, mai bine spus, că vorbim de anul 2024, întâmpinați probleme cu oamenii care intrați în contact, pe dragoste, tot timpul ați avut... Ați avut și în trecut problemele acestea și aveți tendința de a vă retrage pentru a putea clădi și voi ceva mai sănătos. Că nu aveți parte de nimic din cauza faptului că adunați prea multă lume în jurul vostru. Surprizele vin în primul rând prin faptul că scăpați de o suferință, scăpați de o jale, de o dezamăgire, pe care ați purtat-o poate ani de zile unei dintre voi. De o problemă de sănătate, de sărăcie, de singurătate scăpați, de farme ce scăpați unei dintre voi până în luna iunie, pentru că aici văd pagube și probleme provocate de oameni din jur, dar voi nu veți mai avea parte de aceste lucruri negative. Urmând ca finalul de an, ca și surpriza, aduce lupta voastră pentru dreptate, pentru reușite, pentru împliniri, vă spuneți punctul de vedere, sunteți deasupra tuturor, vă văd învingători, chiar pe voi berbeci. Ia uitați ce ordine vă faceți în viață și cât de hotărâți și determinați. Va fi un an al maturizării, va fi un an al schimbărilor. Faceți și un drum, un drum cu surprize sau o, o evoluție foarte pozitivă care vă aduce o siguranță, o stabilitate, dar și foarte multă putere, control și hotărâre în tot ceea ce veți face de acum încolo. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag. Să ne auzim cu bine data viitoare. Pa pa.